Cel mai mare titlu în creștinătate este a fi nimic. E mai mare decât Papa de la Roma. E mai mare decât cine vrei și cine nu vrei, dacă poți să ajungi să fii nimic. Și aș vrea să ajung la aceasta, când ai muri, să se știe, a murit unul care n-a fost nimic. Să renunți la a fi tu, să trăiască El în tine. Oricine se întâlnește cu tine, te aude vorbind, oricine te vede cum trăiești și cum umbli, să aibă impresia cât de cât. M-am întâlnit cu Iisus, l-am auzit pe El, am văzut expresia feței Lui. Așa mișca mâinile, așa gesticula Iisus, așa strângea mâna, așa zâmbia, așa și arăta seriozitatea, solicitudinea pentru tine. Cea mai înaltă stare la care poate ajuta un creștin este când se uită de El și rămâne mireazma lui Hristos. N-am ajuns să fiu așa, dar n-am disperat că am abia 83 de ani. Mi-am șansă. Până în ultima clipă a vieții continuă lupta pentru aceasta. Cotați ca Pavel, eu nu sunt nimic, spune El, ca Hristos să fie în mine.